Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 22 mai-19 iunie 2023. Pentru următorul interval, vremea se va menține caldă, dar cu instabilitate atmosferică accentuată în majoritatea zonelor din țară. După mult timp în care soarele nu s-a mai arătat pentru severineni, aceștia au avut parte de o zi veritabilă de vară. Meteorologia anunță că până la jumătatea lunii iunie, vremea se va încălzi în mai multe regiuni ale țării. Aceștia mai avertizează că în următoarele 4 săptămâni vor fi și precipitații. Și severinenii sunt extrem de încântați de faptul că vremea bună și-a făcut simțită prezența și la noi în oraș. Iată că a ieșit soarele și nu mai plouă la noi în oraș. Doamne, asta e. Asta e Dumnezeu, ce vrea dânsul și așa că e bine, cum spune el. Vă bucură acest lucru? Da, da. Ce să, a fost bună și ploaia la grădină, că eu am grădină și asta e ce să facem. Vă bucură acest lucru? Mă bucură, dar e scurtă. Cred că... Nu credeți că va dura? Da. Deci nu o să mai fie vara care a fost, verile care au fost. Ziceți că va fi mai multă ploaie, poate? Ploaie, schimbări de temperatură. Dar nu din cauza noastră, din cauza altora. Administrația Națională de Meteorologie anunță faptul că în săptămâna 22-29 mai mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice și local la munte, dar și deficitar în cele intracarpatice, mai ales în nord și nord-vest. În rest, va fi apropiat de cel normal pentru acest interval. Doamne ajută că m-am săturat de frig, de ploaie și de tot, dar să ne mulțumim că e bine încă și nu e cum e la italieni, la croați și în celelalte țări. Să fim mulțumiți pe ce ne dă Dumnezeu nouă. Sfârșit a venit căldura și la noi în oraș, după atâtea ploi, da, și frig. Da, da, eu tot mă mai pusei că să ori eu să pun de ploaie, dar nu că să vezi că nu plouă. Deci vă era teamă să ieșiți, nici nu știați cum să vă îmbrăcați, ce să lăsați acasă. Mamă, nu mai pot, că-s bătrână, 73 de ani. Meteorologii spun că valurile de căldură vor fi cauzate și de o posibilă intensificare a fenomenului El Nino. Vremea instabilă va ține până la jumătatea lunii iulie.